ziua. Este o încântare deosebită să vezi atâția români autentici, adevărați și frumoși în același timp. Dragii mei, înainte de a începe festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de Istorie, rugămintea mea este să intonăm împreună imnul național al României, coordonați de o elevă deosebit de talentată, Grațiela, de la Liceul de Arte din Alba Iulia. Așteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-a dânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani. Cânte cu măestria glasului de tun. Răsună tulnicele cântându-le întregirea și sufletul a foc întulnicat, 1 decembrie neunirea și strălucirea României mari. Mihai Viteazu intră în catedrală și ține harta Daciei în mâini. În prânsul urebista se răscoală și apoi pe vatra lui se nasc români. Și iar începe tulnicul să sune și sângerează sutele de ani, în osul nației se aude o roată, mușcând din Horea, Cloșca și Crișan. Și iar la Alba, Iulian e flancul, pe care ardem și ne batem toți, când dinspre Apuseni răsare Iancu, ca un Iisus Hristos în chip de moți.
sunt flamura roșgalbenă, albastră, este prag și steag și ideal. Veniți, români, veniți la Meca noastră, veniți la Alba Iulia în Ardeal. Stimate cadre didactice, dragi olimpici, permiteți-mi să vă urez bun venit la Alba Iulia, în cetatea Sfânta Marii Uniri, ocazia desfășurării ediției aniversare a Olimpiadei Naționale de Istorie din perioada 3-6 aprilie 2018. Alba Iulia, cetatea lui Horea Cloșca și Crișan și a lui Avram Iancu. Locul în care s-a împlinit pocta lui Mihai Viteazu ca românii să fie una și singur stăpânitor la ea acasă. Dragii mei olimpici, sunteți astăzi la Alba Iulia fiindcă iubiți istoria și pentru că iubiți istoria, pe umerii voștri se află o sarcină uriașă. Să duceți mai departe în timp conștiința unității de neam a românilor și ideea că aparținem unui popor cu origine nobilă, a cărui istorie este prezărată de eroi și personalități cu anvergur carpatice. Și în același timp mai aveți o misiune sfântă de a învăța și pe alții ce ați învățat voi la școală, că eroii și martirii noștri s-au jertfit ca să ne lase moștenirea această țară mândră și liberă, neprețuita noastră iubire, România mare. Și că atunci când ne gândim la ei, avem datoria să plecăm fruntea și chiar genunchii în fața memoriei lor și să mărturisim cu toată smerenia: Doamne, pomenește-i în împărăția Ta. Mă gândesc acum la eroul Ion Arion, stegarul Unirii, un tânăr veteran din primul război mondial, care a fost doborât de un glonț inamic în timp ce flutura tricolorul pe peronul gării din Teiuș în preziua al Marii Uniri. El jurase consătenilor să nu lase steagul tricolor din mână decât cu prețul vieții și chiar așa a fost. Vreau să vi-l amintesc și pe vrednicul Samuilă Mârza, fotograful Marii Uniri, un fiu de țăran din Galtiul Albei, aici, în apropierea Albei. Proaspăt întors din război, este cel care ne-a lăsat singurele dovezi, imortalizate pe câteva clișee de sticlă, ce demonstrează că Marea Unire s-a petrecut aerea și că la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918 au venit zeci de mii de români însuflețiți de același gând de unitate și frăție românească. Nu pot să nu-i pomenesc aici și pe curajoșii soldați ai regimentului de infanterie 32 Mircea, care la Mărășești, în august 1917, au ajuns să lupte doar la baionetă și îmbrăcați doar în cămășile lor albe, așa cum sunteți voi astăzi, apărând cu disperare ultima redută a țării neocupată de inamic. Oare ce credeți voi că o fi fost în sufletele vieților feciori când au auzit ordinul de luptă menționat într-o cronică a vremii? Înainte! Pe ei, mă, băieți! Pe ei! Înainte! Voi sunteți campioni și câștigători cu toții. Sunteți campion pentru că ați câștigat prețuirea față de cele mai valoroase comori bimilenare ale neamului nostru prin care am dăinuit în istorie. Limba noastră românească, credința cea dreaptă și adevărată și tradițiile noastre strămoșești. Dragii mei, țineți minte ce vă spun acum și să nu uitați asta niciodată. Iubiți România! Fiți mândri că sunteți români și urmași ai voievozilor.
Să nu permiteți nimănui să vă umilească neamul și țara. Și asemeni marelui Mihai, să păstrați cu strășnicie harta Daciei în mâini, cum zicea poetul, dar mai ales în suflet. Închei aici cuvântul meu cu un îndemn. Haideți să ne bucurăm cu toții că suntem contemporanii aniversării centenare a reîntregirii neamului românesc și să urăm într-un singur glas: trăiască România Mare! Vă rog, trăiască România Mare! Atât! Trăiască România Mare! Doamne ajută, așa să fie! Onorați invitați, stimați colegi, dragi elevi olimpici, vreau să vă urez și eu din toată inima bine ați venit în cetatea Marii Uniri, la Alba Iulia. Vă doresc din toată inima o ședere plăcută și să vă spun că și eu și colegii mei astăzi prezenți, elevii prezenți astăzi, care v-au întâmpinat, mă gândesc că v-a plăcut acest moment, și toți elevii din județul Alba, vă doresc să aveți succes. Voi sunteți deja campioni, voi sunteți deja cei mai buni, pentru că vă aflați în cetatea Marii Uniri, un oraș, o zonă foarte bine aleasă și mulțumim Ministerul Educației, nici nu se putea mai bine ca Alba Iulia să fie gazda Olimpiadei Naționale de Istorie. Să vă binecuvinteze Dumnezeu cu tot ce este mai bun, să aveți o ședere plăcută la noi și ca un prim cadou din partea județului Alba, aș vrea să-i rog pe toți din sală să se ridice și să vă aplaude pentru că meritați. Sunteți cei mai buni! Felicitări! Aș vrea să spun că am crezut că va fi ușor să vorbesc la Alba Iulia, un oraș plin de istorie, despre Olimpiada de Istorie, despre dumneavoastră. Sigur că m-am înșelat, pentru că componenta de emoție depășește cu mult ceea ce se obișnuiește. Aici și Deșteaptă-te Române sunt altfel și Tulnicele sunt altfel și recunosc că am fost profund impresionat. Totuși, am un mandat din partea domnului ministru și întâi aș vrea să salut cu cea mai înaltă considerație pe toți participanți în altele oficialități locale prezente aici, pe dumneavoastră profesori și mai ales pe elevii olimpici. Că despre dumneavoastră trebuie să facem vorbire. Aș vrea să-mi îngăduiți câteva cuvinte să spun și despre istorie și despre Alba Iulia, deși distinși dascăli dinaintea mea au evocat cu atâta eleganță, cu atâta frumusețe, cu atâta patriotism ce înseamnă Alba Iulia pentru istoria națională. Sunt însă câteva lucruri care le-aș mai putea adăuga. Într-adevăr, puține orașe sunt atât de legate de istoria locurilor și a neamului ca și Alba Iulia. Aș vrea să spun numai denumirile orașului, cum au evoluat în timp. Dacii Apulii, care au locuit acum mai bine 2000 de ani, aveau această localitate pe care romanii, după ce au cucerit, i-au păstrat denumirea Apulum. Au venit slavii, deci Belgrad, orașul alb. De asemenea, ilustrează o altă etapă în evoluția orașului. Acel istoric personaj, Iula, care, Iulia, Alba Iulia, cetatea Alba Iulia, Gyula Feherbar, se numea în epoca în care maghiarii stăpâneau aici. Au venit austriecii, Alba Carolina, și așa mai departe. Deci iată cum denumirea a respectat, ca să spun așa, etapele istorice pe care le-a trăit Transilvania, le-a trăit Alba Iulia în decursul istoriei. Momentele semnificative au fost evocate. Ceva aș vrea să adaug. Să știți că în 1918, eu sunt din Arad. Comitetul Național Român era la Arad. Timp de o lună și jumătate, Arad a fost capitala de facto a provinciilor încă neunite, dar locuite de români. Deci aveau de ales între Blaj, Sibiu și Alba Iulia. Și au ales special Alba Iulia, tocmai ținând cont de reperele istorice, Mihai Viteazu, Horia, Cloșca și Crișan, Avrameacu și așa mai departe. Eu cred că același a fost și motivul pentru care Ministerul Educației a ținut neapărat și bine a făcut ca să aleagă Alba Iulia drept capitală a istoricilor în devenire pe care dumneavoastră îi reprezentați. Deci marele sfat al națiunii române din Ungaria și Transilvania. Deci a convocat cu următorul text. Istoria ne cheamă la fapte. Mersul irezistibil al civilizațiunii omenești a scos și neamul nostru românesc
din întunericul robiei la lumina conștiinței de sine. Ne-am trezit din somnul cel de moarte și vrem să trăim alături de celelalte națiuni ale lumii, liberi și independenți. Națiunea română din Ungaria și Transilvania vrea să-și hotărească însă soarta sa de acum înainte, pentru ca la gurile Dunării și pe drumul larg, unde comunică pulsul vieții economice între apus și răsărit, să se poată înfăptui ordinea și neamurile preșmuitoare să li se procure tihna atribuitoare la munca binecuvântată spre desăvârșirea umană. Ministerul Educației asigură tuturor elevilor din această categorie șansa de a aprofunda domeniile pentru care au vocație și la care învață cu plăcere și cu rezultate de excepție. Disciplina care voi faceți performanță contribuie la coerența universului cognitiv, dând un semnal pozitiv în privința viitorului vostru. Sunt convins că activitatea susținută de pregătire pentru olimpiadă va structura gândirea, oferindu-vă o perspectivă clară asupra traseului profesional pe care îl veți desăvârși academic prin studiile universitare. Dragi elevi, vă doresc inspirație și sănătate, iar podiumul să vă primească generos și cald, pentru că toți cei care vă aflați la etapa națională a olimpiadei îl meritați. Părinților voștri și profesorilor redoresc împliniri spirituale și puterea de a vă fi modele în devenirea voastră. Și pentru că timpul acesta este unul fast, încărcat de sacralitate, vă urez sărbători cu lumină în suflet și strălucire olimpică pentru a reprezenta cu onoare școala românească în context european. Vă mulțumesc!